Așa arată un cuplu care se completează perfect. Privesc într-o direcție și nu se sfiesc să recunoască că le place să învețe unul de la celălalt. Ruslan Moroșan este regizor de televiziune. Lucia este designer-modelier, care a ajuns la inima fashionistelor cu o colecție futuristă non-conformistă. Iar ceea ce-i unește mai nou este faptul că au reușit să slăbească împreună 40 de kilograme. Cum au făcut-o, aflăm pe parcurs. Să o luăm de la un capăt cu 3 întrebări ce ar face lumină în povestea cuplului. Așadar, cine pe cine a remarcat primul? Îmi pare că eu primul l-am remarcat, pentru că el avea așa flete. Noi și un pic era ondulat, așa creț. Cum am remarcat-o eu, da? Să-i spunem, în prima zi, ea era cu un tipiu de ăsta dat de client și practic nu se vedea nici față, nici. Și a doua zi dimineața, cumva am venit așa mai devreme și o văd pe ea. Na, eram cu părul mai... aranjat. Da, aranjat, așa pe spate. Deodată n-am înțeles. Pe urmă mi-am dat seama, stai că ea totuși e una din fetele care a fost ieri la noi cu noi și atunci am, să spun așa, am remarcat. Când am făcut cunoștință părinților cu Ruslan, ei așa s-au uitat cumva... modul ăsta de a se îmbraca, de a se cu bărbiță, cu părul lung, adică bărbații trebuie să fie, să arăte altfel, fie mai lanț, mai cu părul scurt, la cămașă. E adevărat că oamenii creativi sunt foarte neorganizați acasă? Eu întotdeauna am spus că Ruslan, în ceea ce ține de lucru, e foarte pedant. Ceea ce el nu are acasă. Acasă el e așa, foarte împrăștiat, el se relaxează, se simte bine acasă. Cum își demonstrează el afecțiunea? Foarte bravo și foarte iubăreț și atent și mereu își aduce aminte de toate sărbătorile și știi foarte, din atâția ani deja, mă rog, mie îmi plac foarte mult florile de cameră, astea mari, verzi. Și cu orice ocazie, 14 februarie floare, dragobete floare, zi de naștere floare. Deja e o provocare întreagă, că da. Nu găsesc, adică eu toate mă cunosc de când astea cu magazinele de păr. Cactuși, diferiție. Și eu mă duc și stau și mă uit ca la vitrină, ca la picturi, tot caut și da, și te uiți. Pentru mine e foarte mare bucurie, el când mi-aduce floare, câte floare de asta vie, eu mă topesc. Adevărul este că acești doi oameni de creație și-au făcut corect alegerea în viață. Iar după 10 ani de căsnicie, dacă ar fi să vină cu o concluzie, ar fi una optimistă. Când aud cupluri sau spun diferiți oameni că după 10 ani de căsătorie cumva totul deja e stins, totul deja merge o rutină care va, nu știu, la noi nu se reflectă, la noi din contra, noi ne cunoaștem atât de bine, în general noi suntem pe aceeași undă în viață, avem aceleași viziuni, vedem la fel, dacă e griu, ambii vedem gri, dacă e colorată, ambii colorată. Televiziunea a apărut în viața lor la al cincilea an de căsnicie. Nu a făcut dezordine și mai mare în planul lor de activitate. Mai degrabă a temperat și a organizat lucrurile. Deja de 5 ani eram împreună până ajunge în televiziune și eu te-aș spune așa, că în televiziune eu am venit ca un fel ca la oficiu. Adică în studio, în publicitate, în producție video, regimul e mult mai întors peste cap. E mult mai întors peste cap decât la televiziune. Maternitatea a rupt-o pe Lucia din ceea ce îi plăcea să facă cel mai mult, design vestimentar, dar nu va reuși să o izoleze prea mult timp. Ei, de ce n-am mers eu? Am planuri să merg. N-am renunțat la acest drum. Nu, nu, nu. La mine e mai târziu totuși. Tot merge mult mai greu din cauza că am vrut și copii și viață familiară. În domeniul ăsta e greu, nu că e greu, dar e mai dificil să le combini, să spunem așa, da? Îți ia foarte mult timp. Acum 3 ani, în cuplul lor a avut loc un refresh. La insistența Luciei, ambii au început să slăbească considerabil. Astfel, împreună au dat jos aproape 40 de kilograme.
iar această schimbare a adus și mai mult echilibru și calitate în viața de cuplu. Eu mereu am senzația că Ruslan tânjește după femeia cea care eu eram deodată. Așa mai rotunjoară, mai cu părul mai întunecat. Eu când vorbesc mereu că e slăbit, că sunt mai așa, mai nu știu cum, văd în ochii lui, parcă el totuși, lui mi-e tare plăcea și ea. Deși el recunoaște că așa e mult mai bine, mult mai frumos. Sincer să fiu, eu m-am reîndrăgostit. Și consider că, în general, undeva după, vreo 3 ani în urmă, la noi a fost un reset de ăsta, așa. Tâns totul și am aprins totul din nou. Ea s-a schimbat foarte mult. Da, în primul rând, și eu am înțeles că, oricum, n-am încotor, trebuie să mă schimb și eu. Nu ne combinam. Bun, eu încă mai am mult de lucru la acest capitol, dar nu complex. Așa lumea vorbea. Fața chiar să... la un moment dat, poate, dacă chiar nu-ți pasă, mereu când lumea îți spune, oi, dar tu așa, dar el așa. Sau lui îi spune, vai, dar tu așa să-ți fii frumoasă ca într-un fel, că și cum parcă n-ar merita. Noi am început de la 117, da, undeva pe acolo. Și am, cel mai jos am coborât la 80. Acum sunt la 90. Odată cu zecile de kilograme în plus, în cuplul Moroșan a revenit somnul sănătos, fără sfărăit deranjant. După ce a slăbit, el nu sfărăie numai când dorme pe burtă. Nu sfărăie, numai când pe burtă. Și eu tot noapte, dacă eu nu dormeam și cumva mă trezeam, tot îl ghintiem, trezește, tot și pe parte, și pe altă. Dacă se culca pe burtă, gata, nu mai sfărăie. Și după ce a slăbit, părinților le-a reușit parțial să-și învețe copiii să doarmă separat. După 5 ani, abia de l-au convins pe Bogdan să doarme pe patul lui. Bogdan, dar tu cum dormi pe patul tău? Cum e salteaua la tine? Bine. E bine? E bună? Da, e comodă. În schimb, este mai complicat să o separe pe Ioana de căldura mamei în timpul somnului de noapte. Ruslan și Lucia au testat confortul saltelei Dormeo iMemory S Plus, în care e loc pentru toată marea lor familie. Referitor la calitatea somnului, foarte mult contează pe ce fel de pat dormi, da? Important e nu atât patul, cât salteaua pe care dormim. Noi avem și nopți în care, nu nopți, dar zile care sunt foarte lungi și venim acasă foarte obosiți. Și dacă ar mai fi și patul incomod și n-am putea să dormim calitativ, ne-am trezit și n-am mai fi atât de productivi. Respectiv, salteaua este ok, eu așa zic. Nu e nici prea tare, nici prea moale. Dimineața e important că ne trezim relaxați. Paturile tinereții țin de domeniul trecutului. Acum cuplul știe să pună accent pe lucrurile care le oferă confort și le asigură somnul odihnitor, de care au mare nevoie oamenii de creație. Este important să dormi pe o suprafață la care cineva a gândit, să nu fie nici prea tare, nici prea moale, să-ți ia forma corpului sau în care te odihnești. Este important ca, chiar dacă ai puțin timp pentru odihnă, timpul ăsta să fie, odihna asta să fie calitativă.